Așadar, vedeți proteste în acest moment în Algeria. Oamenii au ieșit în stradă pentru a susține Palestina și pentru a susține, de fapt, încetarea focului acolo în fâșia Gaza. Vladimir Ionaș chiar acum în direct cu noi. Bun găsit, domnule Ionaș. Cum vor evolua lucrurile în opinia dumneavoastră? Nu pare să se fi liniștit nimic după tot acel turneu al președintelui Biden și al întregului staff american în Orientul Mijlociu. Speranța pentru a liniști într-un fel sau altul apele ținea de întâlnirea dintre președintele Biden și cei trei lideri, regele Iordaniei, președintele Egiptului și liderul autorității palestiniene. În momentul în care acea întâlnire a căzut, evident că era dificil de crezut că doar o întâlnire între președintele Biden și conducerea Israelului va duce la calmarea spiritelor în lumea musulmană. Din punctul meu de vedere, este posibil ca lucrurile să devină și mai agitate în momentul în care acea intervenție militară terestră a Israelului va fi oficială, va începe oficial. Ar putea să întâmple după acest Consiliu de Securitate din această seară, pentru că dacă te uiți în presa izraeliană, au fost 4 momente în care erau aproape hotărâți să o facă și de 4 ori s-au răzgândit, dar din motive diferite. Mai au acum motive să se răzgândească? Dacă ținem cont de faptul că doar undeva între 600.000 și 800.000 de civili din Gaza au plecat către zona de sud, probabil motive de să se răzgândească există în continuare, pentru că numărul civililor care ar cădea victime, ca victimă în urma acestei intervenții, ar fi foarte mare. Și atunci, probabil, se gândesc că reacția din lumea musulmană ar fi la fel de dură, poate chiar mai dură, și încearcă să ducă cât mai jos numărul victimelor colaterale. Atât timp cât civilii rămân în zona în care sunt și teroriștii Hamas, evident că riscul ca numărul civililor care vor muri ca urmare a intervenției să fie foarte mare și, de asemenea, numărul soldaților din armata izraeliană. Acum depinde foarte mult ce înseamnă intervenția terestră, pentru că noi vorbim de foarte mult timp de această intervenție, dar nu știm dacă va însemna o intervenție punctuală a unor trupe speciale sau, așa cum vedem la graniță, cu tancuri. E foarte dificil într-un oraș cu niște străduțe destul de mici să mergi cu tancurile. Oriunde te uiți într-o declarație oficială a Israelului, într-o formă sau alta, spun că scopul lor suprem este ca Hamasul să fie eradicat, să dispară. Cum ar fi posibil acest lucru? Probabil ei știu, pentru că mie mi se pare aproape imposibil să realizezi un astfel de lucru. Și până la urmă, dacă Hamas, să spunem, toți liderii Hamas și acei militanți pe care tu ca stat îi ai fișat și știi că sunt exact militanții Hamas, vor fi uciși, ce siguranță ai că într-o lună, două, șase luni, un an, nu vor reuși să radicalizeze alți oameni, să atragă alți oameni. Să nu uităm că acolo, în fâșia Gaza sau în Cisjordania, sunt și rămășiste, dacă îmi permiteți așa, a ISIS-ului, adică care ar putea să te ducă într-o altă logică. Evident. În plus, ai creat o problemă majoră în momentul de față, inclusiv în Cisjordania, unde autoritatea palestiniană reușise să țină oarecum lucrurile sub control, dar iată că în momentul de față, protestele masive, oamenii din stradă cer chiar schimbarea lui Abbas și a celor care conduc autoritatea palestiniană, considerând că aceștia au o viziune sau o poziție mult prea relaxată vis-a-vis de Israel. Deci vei da pe la moară Hamasului și acolo, ca atunci când vor fi alegeri, dacă vor fi, să aibă o șansă în plus. Mulțumesc mult pentru această intervenție și aș vrea să vă arăt acum, domnilor și domnilor, ce s-a întâmplat și în Statele Unite, chiar în, să spunem așa, punctul democrației americane, Capitoliu. Peste 500 de evrei americani au fost arestați după ce au încercat să acapareze clădirea și au cerut încetarea războiului dintre Israel și Hamas.